Slăvit în veci să fie numele Domnului, mereu și mereu în viața noastră. Amin. Haideți să citim cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, capitolul 26. Și voi citi un text cunoscut legat de ceea ce de taină, de la versul 26 până la versul 29. Pagina Sfânta Scriptură 956. Și apoi vom mai citi un singur verset din Ioan, capitolul 4, cu versetul 34. Dar mai întâi deschidem cuvântul Domnului la Matei, capitolul 26, și cuvântul Domnului spune astfel: pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acest este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit Dumnezeu, le-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu vă mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Și mai citim un singur verset din Ioan, capitolul 4, cu versetul 34, pagina Sfânta Scriptură 1029. Domnul Iisus Hristos a spus: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Amin. Ocupați locurile. Sunt mulțumitor Domnului acesta după masă, că din nou în casa Lui, în prezența Lui, din nou la părtășie, așa cum s-a amintit adineauri, suntem aici unii cu alții. Ne bucurăm să fim și la masa sfântă, acest moment în care ne amintim despre ce a făcut El pentru noi, ce a făcut pentru familia noastră, și avem nădejde, avem credință, avem speranță că într-o zi vom sta la masă cu El, acolo sus, în prezența Sa, binecuvântată, lăudat să fie Domnul nostru cel sfânt. Dragii mei, mi-a pus-o pe inimă aceste două texte din Sfânta Scriptură, pentru că vreau astăzi după masă să vorbim despre ce a făcut Domnul Iisus Hristos, și anume, El a frânt pâinea până la capăt. Viața Lui întreagă, așa cum se citea în Ioan, capitolul 4, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să plinesc lucrarea Lui. Și mulțumim Domnului că în voia Sa măreață, în planul Său binecuvântat, în ceea ce El avea să vadă în urmă cu 2000 de ani, a avut în vedere ființa mea și ființa ta, a avut în vedere viața mea și viața ta, a avut în vedere familiile noastre, ca noi să avem parte de El, să avem parte de această frângere a pâinii în care să înțelegem voia Lui, în care să înțelegem planul Lui Dumnezeu, în care să înțelegem dragostea Lui Dumnezeu, în care să înțelegem jertfa Domnului Iisus Hristos, ca în toate noi cei de aici să avem parte de El, binecuvântat să fie Domnul nostru. Așa cum știm, un poet, dacă are o simplă coală albă în mână și oarecum o însuflețește, dacă pot să spun astfel, cu câteva versuri, acea coală albă, acea foaie A4 devine dintr-o dată valoroasă, specială, poate chiar unică. Dacă, bineînțeles, luăm un bloc de piatră sau o bucată de lemn, poate că eu nu reușesc prea multe decât să-l bag pe foc, dar poate un om ilustru, un om capabil va reuși să facă ceva frumos, o statuie, probabil poate o formă, să dea oarecum o dimensiune specială încât să prindă oarecum valoare, sens, un scop acea piatră sau o pânză, un pictor celebru care pictează și apoi să se vândă peste câțiva zeci de ani sau chiar sute de ani sau poate mii de ani, câteva milioane de euro, și acea pânză simplă să aibă o valoare inestimabilă. Dar vedem la Domnul Iisus Hristos, deși n-a scris nicio carte, totuși sunt cărți și bibliotecile pline despre ce a făcut El și dragostea Lui. Deși n-a pictat sau n-avem o imagine clară cu fizionomia Lui, cu chipul Său, totuși la orice biserică și în orice colț, cel puțin în România, găsim oarecum chipul Lui văzut, pictat într-un mod anume. Deși nu ne-a lăsat prea multe lucruri în artă, totuși oamenii au căutat să-L prezinte pe El și lucrarea Lui. Dar ceea ce vreau să subliniez, dragii mei, frați și surori, este că Iisus Hristos s-a folosit de ceva mai măreț. S-a folosit de acest trup uman. Așa cum ne învață Biblia, s-a golit de toată slava cerească, a îmbrăcat un chip de rob și a ales să sufere, a ales să trăiască pe acest pământ, să umble printre cei vii de pe acest pământ, să moară pentru noi și împreună cu El să avem viață. Ce mare har!
și lucrarea sa este unică în univers. Slava sa zmesă este unică și deosebită și asta ne-a rămas acest exemplu ca și noi să trăim și să umblăm ca El. Însă acest Domn Iisus Hristos, care a făcut ceva nespus de mult pentru noi, pentru mine, pentru tine, pentru familiile noastre, acest Domn Iisus Hristos se oprește și astăzi în mijlocul nostru și vrea din nou să ne binecuvânteze așa cum ești mai bine, cu ceea ce eu am nevoie, cu ceea ce tu ai nevoie, bineînțeles, în conformitate cu voia Lui. De aceea, dragii mei, Domnul Hristos a ales să frângă pâinea, chiar dacă a fost într-un fel sau altul ispitit, chiar dacă a fost într-un fel sau altul căutat de oameni, de diavol sau de alții, atras. Domnul Hristos a ales să frângă pâinea, ca eu și tu astăzi, prin puterea jertfei sale, prin puterea frângi acestei pâini a voii Tatălui Ceresc, noi să fim binecuvântați cu viață veșnică, înălțați și binecuvântați să fie Domnul nostru. De aceea, în timpul care sunt înainte, vreau să subliniez câteva lucruri despre această frângere a pâinii, de această împlinire a voii Tatălui Ceresc. Și primul care vreau să subliniez din cuvântul Domnului este că Domnul Iisus nu a negociat cu nimeni frângerea pâinii, cu absolut nimeni, nici cu sine. Și uitați ce spune cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 4, cu 15, căci nu avem un mare preot care să ne aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispiticat și noi, dar fără păcat. A fost lovit, a fost dezamăgit, a fost poate respins, a fost poate în tot fel sau altul ispitit, dar fără păcat. Dar ajuns într-un moment acolo sus, în Ghețiman, și citim în cuvântul Domnului, Matei, capitolul 26, versul 38, atât de apăsător, atât de grea a fost acea stare, spune cuvântul Domnului că sufletul meu, spune Iisus Hristos, este cuprins de o întristare de moarte. Și totuși, înaintea Tatălui a zis, Tată, totuși, nu cum voiesc eu, deși mi-aș dori, dacă cu putință ceva să se schimbe, nu mai pot, e prea mult pentru mine, acest pahar al amărăciunii este prea greu pentru mine, mă apasă prea mult. Dar totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și da, ce spune versetul 42, Tată, dacă nu se poate să îndepărteze de mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. Și Domnul Iisus Hristos, deși știa ce mai se întâmple, știa că Iuda începea să se apropie cu ceilalți oameni ca să-l prindă, știa că vor urma 24 de ore chinuitoare până acolo că vor pune pe cruce și va fi respins de întreaga omenire, chiar și de cei ai săi, totuși Domnul Iisus Hristos n-a negociat cu sine frângea pâinii și spune cuvântul Domnului, Tată, facă-se voia ta. Apoi, nu doar că Domnul Hristos n-a negociat pâinea cu sine, dar nici cu oamenii. Și cunoaștem în Evanghelie atât Petru, care a spus, nu cumva să mergi să mor, nu cumva să te duci la Ierusalim, nu cumva să faci una ca asta. Apoi alții spun cuvântul Domnului că au vrut să-l facă împărat, să-l facă un rege, așa cum îl vedeau ei în mintea lor, în ideologia lor. Și Domnul Hristos a zis, nu, voia mea, mâncarea mea, frângerea pâinii care eu trebuie să o fac este să fac voia celui care m-a trimis, adică a Tatălui meu din ceruri. Și că dacă oamenii au căutat să-L oprească, totuși Hristos a dat la o parte și a zis, eu trebuie să merg pe această cale, trebuie să merg la Ierusalim, trebuie să fiu pătimit, trebuie să fiu lovit, bajocurit, scuipat, trebuie să fiu mort. Dar nu uitați, a treia zi voi învia. Și apoi nu doar că nu au negociat cu sine frângerea pâinii, nu doar că nu au negociat cu oamenii frângerea pâinii, dar Domnul Iisus Hristos n-a negociat nici cu diavolul frângerea pâinii. Și uitați ce spune Ioan, capitolul 4, versul 30. Nu voi mai vorbi mult cu voi, spune Domnul Iisus ucenicilor, căci vine stăpânitorul lumea acesteia și el ce nu are? N-are nimic în mine. Și știm în momentul ispitirii când diavolul l-a ispitit în acele moduri oarecum destul de atrăgătoare pentru noi astăzi oamenii, lăudășenia vieții, pofta firii, pofta ochilor, tot Iisus Hristos o respins totul și nu a negociat nici cu diavolul, nici măcar cât este negru sub unghie, nu a negociat nimic pentru că știa că va veni clipa când stăpânitorul lumea acestea se va apropia, dar El, Hristos Sfântul, nu va trebui să aibă nimic în El. Sau diavolul nu aibă nimic în Hristos. Deci, dragii mei, mă uit astăzi la mine, la viața mea, mă uit astăzi în jurul nostru, lucrarea pe care o facem fiecare dintre noi.
Și vreau să privim la Domnul Hristos, El n-a negociat nici cu sine, nici cu lumea aceasta, nici cu diavolul frângerea pâinii. Și ne-a rămas acest exemplu, acest model, ca nici noi să nu negociem voia cerească cu absolut nimeni, cu absolut nimeni. Suntem chemați să purtăm crucea zi de zi, oricât de mult am căutat să tăiem din, oricât de mult am căutat să o împopoținăm, să fie mai frumoasă, mai plăcută, mai acceptabilă. Hristos nu ne cheamă la aceasta, ci Hristos ne poartă să luăm crucea, jugul său zi de zi și să-L urmăm, pentru că El ne va splăti într-o zi pentru lucrul acesta. Și oricât de mult vom căuta noi să negociem, oricât de mult vom căuta noi să, oarecum, să cochetăm în așa fel încât să ne placă nouă, să fim noi confortabili, nu o face altceva decât să fie detrimentul nostru, împotriva noastră. Și într-o zi să ne întrebăm ce se întâmplă cu mine, de ce eu, de ce familia mea, de ce am căzut pradă acestor ispite, pradă acestor lucruri, de ce se întâmplă astfel. Pentru că n-am frânt pâinea, așa cum Hristos ne-a cerut. N-am mâncat mâncarea pe care Tatăl din ceruri ne-a dat-o fiecăruia. Și repet acest verset: mâncarea mea, spune Domnul Hristos, este să fac voia Celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. De aceea puterea frângerii pâinii a Domnului Hristos în dreptul meu, în dreptul familiei mele, în dreptul dumneavoastră, în dreptul familiei dumneavoastră, îmi dă mie, vă dă dumneavoastră puterea ca să putem să rămânem statornici, să putem să avem acea viață sfântă, acea viață curată, acea viață aproape de Hristos, Regele și Domnul vieții noastre. Și oricât de mult firea pământească din noi, oricât de mult lumea aceasta, oricât de mult diavolul va căuta să ne șicaneze, va căuta să ne tragă pe sfoară, va căuta să ne spitească, să ne atragă tot felul de lucruri sclipitoare, noi să fim acei oameni statornici în credință, să zicem, nu... Nimic din mine, nimic din lumea aceasta, nimic din cea a diavolului. Nu vreau să negociez. Și așa cum spunea Trump, când erau niște americani oarecum luat de către niște teroriști, Trump a spus astfel: noi nu negociem cu teroriștii. Și la fel și noi, dragii mei, noi nu negociem voia Tatălui cu nimeni. Oricât de mult ar fi plăcut pentru un moment, orice oarecum ispită care să mă facă să ajung ca pe o scurtătură acolo unde Dumnezeu mă vrea, să nu acceptăm nimic decât să fim acei oameni smeriți: Tată, oricât de mult mi-aș dori lucrul acesta, oricât de mult mi-aș dori ca acest vis să fie împlinit în viața mea, oricât de mult mi-aș dori ca ceea ce am în mintea mea să oarecum să se creeze, să se creioneze lucrurile așa fel cum îmi doresc, totuși nu voia mea, Doamne, ci voia Ta, pentru că vreau să fiu ce Tu vrei să fiu. Vreau, Doamne, să merg acolo unde Tu vrei să merg. Vreau, Doamne, să vorbesc ce Tu vrei să vorbesc, Doamne, pentru că vreau să las în urma mea această miriasmă a prezenței Tale, Doamne, și oameni care se vor uita la mine, Doamne, să cunoască pe Tine, Doamne, să Te iubească pe Tine, să Te dorească pe Tine. Binecuvântat să fie Domnul nostru. Cu toții cunoaștem cântarea "M-am hotărât să-L urmez pe Iisus". O cântăm de multe ori la botezuri, la botezele în apă. Dar această cântare oarecum are o istorie destul de apart, destul de diferită. Deși cântarea în limba română a fost adusă în engleză, totuși originea ei oarecum se trage din India. Acolo un misionar baptist american a mers într-un trib, într-o zonă, într-o regiune pe nume Assam, în secolul XIX. Acolo el a vestit Evanghelia și un om din trib pe nume Nokseng, omul acesta a fost pătruns de cuvântul Dumnezeu și Dumnezeu l-a născut din nou prin Duhul Său cel Sfânt. Atât el, soția lui și cât cei doi copilași ai lui au fost transformați de cuvântul Dumnezeu. Bineînțeles, omul acesta atât de plin de Duhul Sfânt a fost în urma cuvântului primit și în urma transformării persoanei sale, schimbării acestea care Hristos a făcut în dreptul încât alți oameni au început să vină la Hristos. Și șefii tribului oarecum s-au împancerat: ce se întâmplă? De unde au apărut și ăștia? Nu au fost printre noi. De când au ei astfel de lucruri în minte? De când? Și oarecum i-o chemat la o întâlnire acolo, la soborul lor, la judecata lor, și au spus în felul următor: auzi, Nokseng, ce cu tine? De când ai tu credința aceasta? Unde ai moștenit-o? De unde ai auzit de ea? Și au spus în felul următor: dacă nu renunți la lucrul acesta, va trebui să te mor pe tine și familia ta. Și omul acesta, văzându-și copiii, soția și el în fața oamenilor care deja aveau săgețile otrăvite în fața lor, o spus în felul următor: oamenilor, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus
și înapoi eu nu voi da. Și două săgeți au lovit copiii lui. Și apoi șeful tribului continuă din nou: auzi, omule, renunță la acest Dumnezeu, acest Hristos al tău, altfel și soția ta va merge pe acea cale. Și omul acesta, din nou cu alte cuvinte, spune astfel: în urme lumea, înainte crucea. Și din nou o altă săgeată trăvitoare a străpuns ființa soției sale. Și din nou șeful tribului, oarecum mai împancetat, mai tulburat: cum adică tu renunți la familia ta, renunți la copiii tăi? Pentru ce? Pentru cine? Cine e acesta Hristos? Și a spus din nou acesta Nongseng: în urmă lumea, înainte Iisus, eu înapoi nu voi da. Și a fost omorât și el. După această familie care a murit ca martiri în acea regiune, în acel trib, se spune această poveste că oarecum toată întreaga regiune a avut parte de o trezire. Și acolo un misionar englez, un alt misionar, a auzit această istorisire, a ajuns în America, a scris cuvintele acestea și a început să cânte această cântare: m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Dragii mei, probabil că noi nu vom trece prin asemenea moarte, asemenea martiraj în India sau în alte părți. Nu știm ceea ce Dumnezeu are în vedere pentru fiecare în parte, dar cu siguranță vor fi momente în viața noastră când ne se va pune față în față acest moment să negociem viața noastră pentru voia lui Dumnezeu. Și vom fi poate ispitiți, poate vom fi atrași, poate vom fi oarecum momize de tot felul de lucruri mici, poate o țigară, poate 10 lei la aparat să apăsăm acolo în continuu, poate o imagine pe internet unde nu vede nici soția, nici soțul, poate o anumită legătură cu cineva străin, așa fel încât să aducă o relație toxică în viața mea, viața copiilor mei. Aceste lucruri să schimbe complet traiectoria vieții mele sau familiei mele și să denatureze planul Dumnezeu și voia Dumnezeu în viața mea și în casa mea sau în biserică în care slujesc. Dar ce vreau să ne cercetăm adânc în lăuntrul ființei noastre și cu adevărat cu tot ceea ce suntem noi, nimic să nu negocieze în lăuntrul nostru cu lumea aceasta, cu vrea pământească, cu diavolul. Și așa ca acel om care a murit pentru Hristos, să spune și noi: în urmă lumea, dar înainte cruce, înainte Iisus și înapoi eu nu voi da. Oricât de atrăgătoare va fi lumea aceasta cu toate poftele ei, cu toate dorințele ei, cu toate idealurile ei, în urmă ea și înainte Hristos, regele vieții mele, și eu voi merge după El. Pentru că oile lui, spunea Domnul Iisus Hristos, cunosc ce anume glasul păstorului. O să ne ajute Domnul zi de zi să ascultăm glasului, să-L recunoaștem și în orice valea umbrei morții, cât de mult ar vui lumea aceasta în jurul nostru, să ne ascultăm de niciun hoț, de niciun bandit, de niciun lucru care ne poate atrage înapoi, ci zi de zi, ca o oaie, să mergi după blândul păstor, după Domnul nostru și Rege nostru, Hristos, binecuvântat să fie Domnul nostru. Mergem mai departe și un alt lucru pe care vreau să subliniez: Iisus, Domnul Iisus, nu doar că nu a negociat cu nimeni frângerea pâinii, ci l-a împlinit în totalitate voia lui Dumnezeu într-un mod perfect, într-un mod autentic. Ceea ce n-a reușit Adam, a reușit Hristos, ceea ce n-a reușit Moise, Israel, a reușit Hristos, binecuvântat să fie Domnul nostru. Dar în doilea rând, Domnul Iisus nu a frânt pâinea pentru sine. Și spune cuvântul Domnului că a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Binecuvântat să fie Domnul nostru. El n-a frânt pâinea pentru sine. El n-a murit pentru sine. El a avut totul în locurile cerești. El este, a fost și este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Său cel Sfânt. Dar El a ales să se golească pe sine și să îmbrace, așa cum a spus la început, un chip de om, o carne stricăcioasă și putrezitoare, ca eu și tu să avem parte de viață, binecuvântat să fie Domnul nostru. Pentru că Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce
Noi am primit iertarea de păcate pentru că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți. Noi am primit o viață nouă și o viață veșnică dacă credem în El. Pentru că Domnul Iisus Hristos a fost înălțat la Tatăl. Noi astăzi am avut parte de promisiunea Duhului Sfânt care va fi cu noi și în noi, binecuvântat să fie Domnul nostru. După aceste lucruri, Hristos nu le-a făcut pentru El, ci le-a făcut pentru noi, ca noi crezând în El să avem parte de această transformare, de această schimbare, de această binecuvântare. Și nu doar un membru din familie, nu doar doi membri din familie, ci eu și casa mea, să putem să slujim Domnului. Și chiar dacă poate astăzi trecem în momente dificile și poate un membru, poate soțul, soție, poate copii, poate chiar părinții, nu sunt tot la Domnul. Totuși există o promisiune că Domnul, când are în plan pe cea, Domnul are în plan toată casa, binecuvântat să fie Domnul nostru. Este o nădejde, o speranță că Iisus Hristos a murit pentru toate păcatele mele și a familiei mele. Și Doamne, trebuie să credem, să credem în continuare că El va schimba, așa cum a schimbat pe mine, va schimba și pe cei dragi ai mei. Și vom lupta, ne vom ruga, vom posti pe aceste lucruri și vom vedea cu adevărat slava lui Dumnezeu în viața noastră, în viața familiei noastre. Și aceasta este puterea frângerii pâinii. Domnul Iisus Hristos a spus: mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis, ca eu și tu să avem parte de El, binecuvântat să fie Domnul nostru, ca eu și tu după 2000 de ani să fim acea sămânță de urmași aici în Severin, în Orșov, așa, oriunde Domnul ne-a chemat pe fiecare parte dintre noi, să fim acei oameni care să-L înălțăm pe Dumnezeul nostru. Și, dragii mei, atunci când ne uităm la cruce, dacă pot să spun așa, Domnul Iisus a făcut un schimb acolo pe cruce. În primul rând, El a purtat păcatele noastre pentru neprihănirea Lui. Și uitați ce spune cuvântul Domnului în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versul 21. Pe cel ce n-a cunoscut păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim ce? Neprihănirea Lui Dumnezeu în El. Și a fost un schimb pe cruce. El a luat păcate noastre asupra Lui, ca noi să avem parte din prihănirea Lui, binecuvântat să fie Domnul nostru. Apoi dacă ne uităm atât în Isaia 53, cât și în Matei capitolul 8, Domnul Iisus a purtat asupra Lui toate boalele, toate suferințe, toate greșelile noastre, ca noi să avem parte de tămăduire, de vindecare, de sănătate. Și Isaia 53 cu 5 spune astfel: prin rănile Lui suntem tămăduiți, suntem vindecați. Și nu doar rana această fizică, ci orice rană emoțională care se zbate înăuntrul nostru, orice durere a respingerii, a traumei, a eșecului, Hristos a murit și a purtat pe cruce ca noi să fim tămăduiți prin rănile sale, binecuvântat să fie Domnul nostru. Apoi, dragii mei, știm că acolo pe cruce s-a făcut un schimb, moartea în schimbul vieții. Și spune cuvântul Domnului: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singur Său Fiu, ca oricine crede în El să nu moară, să nu piară, ci să aibă viață veșnică, binecuvântat să fie Domnul nostru. Apoi cuvântul Domnului spune mai departe în Galateni 3 cu 13 că El a purtat blestemul ca noi să primim binecuvântare pe cruce. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris: blestemat este oricine e atârnat pe lemn. Și mulțumim Domnului că orice blestem a fost dat la o parte din viața noastră și a fost binecuvântat de Tatăl Ceresc, binecuvântat să fie numele Său. Apoi un alt lucru, îndepărtare de Dumnezeu pentru apropierea de El. Și știm că prin jertfa Domnului Hristos ne-am fost împăcați cu Tatăl. Deși eram departe de El, deși nu meritam nimic, deși nu aveam nicio vrednicie a noastră să putem să stăm înainte, atunci Hristos, prin jertfa Lui, ne-am vrednicit, ne-a deschis această ușă a tronului în care să stăm în prezența Tatălui Ceresc și să nu mai fie alți oameni, să ne oarecum să fie o legătură între noi. Și eu astăzi am această siguranță, dacă mă rog, știu că Tatăl Ceresc mă ascultă. Binecuvântat să fie numele Său cel Sfânt. Și astăzi Dumnezeu este mai aproape de mine decât este gândul meu de ființa mea. Atât de aproape este Dumnezeu de mine. Doar trebuie să-L chem. Doar trebuie să privesc la El. Și se zicea astăzi dimineață la Orșova: când îmi întorc privirile spre El, mă luminez de bucurie și nu mi se umple față de rușine. Hristos așteaptă de mult
pe fiecare dintre noi, ca zi de zi să ne apropiem de El, zi de zi să lăsăm din timpul nostru, din alergarea noastră și să căutăm prezența în rugăciune, în citirea Scripturii, în post, să căutăm părtășia cu frații. Urmează în aceasta la Orșova să avem acest timp de rugăciune de 50 de ore. Haideți să ne facem timp. El a murit pe cruce ca să ne aducă de acolo din depărtat, să ne aducă aproape de Tatăl Ceresc, să ne împace cu Tatăl Ceresc și să fim numiți copii ai Tatălui Ceresc, născuți nu din sânge, din vecea noastră, ci născuți prin jertfa din Calvara Domnului Hristos, binecuvântat să fie numele Său Cel Sfânt. Și apoi un alt lucru, Hristos a purtat sărăcia noastră ca noi să avem parte de bogăția Sa. Și spune cuvântul Domnului în 2 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 9, că El s-a făcut sărac, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi ce să fiți? Îmbogățiți. Cât de frumos, cât de măreți. Hristos a frânt pâinea aceasta, nu pentru sine. El s-a golit, El a renunțat, El a lăsat totul, ca noi să avem totul în El, binecuvântat să fie Domnul nostru. Și atunci, dragii mei, mă întreb în dreptul meu și în dreptul familiei mele și în dreptul dumneavoastră, întrebați-vă și dumneavoastră, de ce eu astăzi să nu mai cred promisiunile Sale? De ce eu astăzi să mă îndoiesc de faptul că El este cu mine? De ce oare eu astăzi să mă îndoiesc de faptul că Dumnezeu nu va împlini planul Său cel Sfânt în viața mea? De ce să mă îndoiesc de faptul că Dumnezeu oarecum m-a lăsat, m-a uitat și oarecum viața pe care aveam acum e viața de vai și amar, așa nu pot să fac nimic? Și cum amintea și fratele Walter, El a venit să-i aducă o viață și nu orice fel de viață, ci o viață din belșug, binecuvântat să fie Domnul nostru. Dar atunci noi trebuie să facem acest pas prin credință și să alegem să credem în El și să nu lăsăm oarecum în zadar jertfa Lui, harul Său cel Sfânt, oarecum să fim indiferenți, cu mâine la sân, să zicem, ăsta e destinul meu, asta e viața mea, pe aici probabil că trebuia să trec eu, pe tot felul de amăgiri, tot felul de gânduri și tot felul de stări urâte, chiar întunecate. Haideți să îndrăznim la Domnul, noi și casa noastră, soțul, soția, copiii, să ne strângem toți împreună și să îndrăznim, să cerem Tatălui Ceresc binecuvântarea Sa, să cerem Tatălui Ceresc să ne părteze orice blestem din viața noastră, să ducă binecuvântarea Sa, să ne părteze Dumnezeu orice tristeț, orice depresie, orice amărăciune, orice stare a vrășmașului, orice îndepărtare, orice relație frântă, orice moarte și orice durere a păcatului și acest miros al păcatului, al mizeriei din viața noastră. Haideți să rugăm pe Domnul Hristos prin crucea, prin jertfa Sa, să îndepărteze acest lucru din viața noastră și să avem parte de El. Hristos cu adevărat să fie centrul familiei noastre, această putere a frângerii pâinii cu adevărat să fie, să aibă binecuvântare în viața noastră, cu adevărat să avem parte de El. Binecuvântat să fie Domnul nostru și nimic și nimeni să nu ne oprească de acest lucru. Mă aduc aminte despre o altă ilustrație, o altă poveste în istoria creștinismului din primele secole, undeva în Sevastopolul de astăzi sau Sevastia, așa cum era mai de mult, a fost o armată de romani, dacă nu greșesc, și acolo oarecum a fost o mișcare, o trezire. 40 de oameni l-au întâlnit pe Hristos și l-au urmat pe Hristos. Bineînțeles, acești oameni inițial au fost ispitiți cu tot felul de lucruri, cadouri, tot felul de aur, tot felul de promisiuni în materiale să primească ca să renunțe la Hristos. Și au zis, nu, noi nu renunțăm la Hristos. Noi îl avem pe Hristos și cu El rămânem. Și apoi, bineînțeles, comandantul, fiindcă nu mai avea ce să facă, o să fie următor, deși era iarnă, deși era acolo un lac înghețat, au zis, intrați toți acești 40 în lac și cine vrea să renunțe la Hristos, să iasă afară și va primi o haină caldă, va sta în jurul unui foc și se va încălzi. Și oamenii aceștia spune această povestire, această situație pe care probabil o știți și dumneavoastră, rămas în istoria bisericii ca și cei 40 de mucenici. Sunt această ilustrație că acești oameni au stat toată noaptea în acel lac înghețat. Nu a pățit nimeni nimic, nu s-a întâmplat nimic absolut, ceva rău împotriva lor, au cântat toată noaptea. Dar unul dintre ei
atras de lumea aceasta și de strălucirea lumea acesteia care este doar trecătoare, doar o clipială, succesul lumea aceasta a renunțat la Hristos și a mers la acel foc străin și s-a încălzit în jurul său. Și comandantul în momentul acela a văzut 40 de coroane coborând din cer peste fiecare, dar era o coroană care o rămas oarecum în aer, era oarecum a nimănui. Și spre această situație, comandantul și-a dat hainele jos de comandant, a intrat în apă și a zis, și eu îl vreau pe acest Hristos. Și apoi când a venit dimineața, au fost toți împușcați și au murit cu toții pentru Hristos. Dragii mei, nu știu care sunt bătăliile familiei dumneavoastră, nu știu care sunt luptele care se dau în dreptul dumneavoastră, nu știu care sunt frământările, care sunt visele, darurile dumneavoastră, dar ceea ce știu, Hristos vrea să ardem pentru El. Hristos vrea să-L urmăm pe El. Și deși avem încercări, deși avem anumite lucruri pe care nu le înțelegem, deși poate avem întrebări la care nu avem răspuns, totuși avem această promisiune că El este cu noi. El nu ne va lăsa. La cruce Hristos a făcut totul pentru noi, ca noi astăzi să putem să luăm în brațe promisiunile sale și nu doar să le luăm în brațe și să rămânem oarecum la fel, să credem în cuvântul Său, să credem în El și El ne va da putere, tărie. Poate unul Dumnezeu va schimba, poate Dumnezeu va direcționa altfel, poate Dumnezeu într-un mod sau altul va vindeca, va elibera sau va transforma ceva, dar Dumnezeu va împlini planul Său, voia Sa și scopul Său în viața noastră. Doar noi să fim acei oameni care să rămânem cu orice preț lângă El. Așa cum El n-a plecat de lângă voia Tatălui și n-a renunțat la voia Tatălui, ci aflând pâinea pentru cenici, pentru cei care i-a iubit până la capăt, haideți să fim și acești oameni care să nu renunțăm. Oricât de grea este ispită, oricât de multe lucruri ar fi în viață, oricât de mare ar fi nemulțumire legate de lucruri din jurul nostru, haideți să ne lăsăm ispitiți aceste lucruri și să îndrăznim până în ziua aceea când vom primi cununa veșniciei, cununa primis de Hristos Împăratul și Regele vieții noastre, binecuvântat să fie Domnul nostru. Și apoi, dragii mei, un alt lucru pe care vreau să subliniez și apoi să mă apropii de încheiere. Domnul Iisus Hristos nu doar că nu a negociat cu nimeni frângerea pâinii, nu doar că nu a frânt pâinea doar pentru sine, ci a frânt pâinea pentru cei din jur sau pentru lumea întreagă. Domnul Iisus Hristos a frânt pâinea până la capăt. Și cuvântul Domnului spune Ioan capitolul 13 cu versetul 1, în felul următor, Ioan, capitolul 13, cu versetul 1, amintea și fratele Roberto Adinaur acest verset. Înainte de praznicul Paștelui, spunea Ioan, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ei săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Până la capăt. Domnul Hristos a luat pâinea și a frânt-o până la capăt. Și a dat-o, a binecuvântat-o, a dat-o cel ce o zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, până la capăt. Uneori probabil că ne-am dorit pocăința să fie doar un an, doar doi ani, cu uneori este atât de încercată credința noastră încât ne întrebăm, Doamne, ce se întâmplă? Astăzi vorbeam cu un tânăr și citea un anumit citat de pe internet, că ducem doar cât putem să ducem, dar vreau să citesc un lucru din 2 Corinteni, dacă nu greșesc, ceea ce spune Apostolul Pavel despre lucrarea pe care o făcea el. 2 Corinteni, capitolul 1, în felul următor, versetul 8. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați. Și aici, uitați ce spune, am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, căci așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață, ba încă ne mai spunea gândul că trebuie să murim pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Oricât de grea ar fi încercarea, cred că poate unii se pare că este peste puterile noastre. Haideți să nu uităm lucrul acesta. El ne-a iubit până la capăt. Și faptul că ne-a iubit până la capăt, El ne-a izbăvit
și ne izbăvești dintr-o astfel de moarte, această încercare, și avem nădejde. Că ce va face? Ne va mai izbăvi încă. Haideți să nu renunțăm. Oricât de mult a striga diavolul în jurul nostru, renunță, lasă, cedează, du-te, fă asta, fă asta. Haideți să nu renunțăm. Și ca și Domnul Hristos, să frângem pâinea până la capăt. Spunea Domnul Hristos și repet din nou și mi-a repetat acest verset. Mâncarea mea este voia. Mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui până la capăt. Nu există să împlinești voia Domnului până la 50 de ani și de la 50 de ani să împlinești voia ta și visele tale sau nepoțeilor tăi. Nu există voia Dumnezeu să împlinești voia Dumnezeu doar în biserică și în afară bisericii să împlinești altă voie. Nu există așa ceva. Nu poți la școală să împlinești voia profesorului sau voia ta personală și acasă să împlinești voia Tatălui Ceresc. Nu există așa ceva. Voia Tatălui trebuie împlinită în totalitate până la capăt. 24 din 24, 7 zile din 7, 12 din 12, fiecare an suntem chemați să urmăm voia Tatălui nostru. Am promis în apa botezului că vom urma pe Hristos până când? Până la capătul vieții noastre. Și cu acesta ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. El a făcut acesta până la capăt. De aceea, oricât de greu ne-ar fi și nouă, să lăsăm poate anumite lucruri jos, să renunțăm la anumite domenii, să ne compromitem, să cedăm, să privim, să acceptăm, să ne alimentăm cu tot felul de lucruri păcătoase și murdare. Haideți să mai luptăm încă o zi. Haideți să mai luptăm încă o săptămână. Haideți să mai luptăm încă o lună, încă un an. Haideți să mai luptăm încă cât Domnul ne va da mai putere. El ne-a izbăvit, spunea Pavel, și ne va mai izbăvi încă. Binecuvântat să fie Domnul nostru. Când privim astfel, dragii mei, Domnul Iisus Hristos, vom primi puteri sfinte de sus, să înving mereu orice ispită, fiind condus de-al meu, iubit Iisus, binecuvântat să fie Domnul nostru. Că tot au fost anul acesta Jocul Olimpice, deși au fost destul de ciudate și așa mai departe, vreau să vorbesc despre un alt Joc Olimpic sau un alt eveniment al Jocurilor Olimpice din anul 1992. Era un atlet pe nume Derek Redmond. Și omul acesta, deși era un om care era olimpic la atlet, la sprint sau la fuga de 400 de metri, omul acesta a pornit cursa acolo în Spania, dacă nu greșesc, unde a fost aceste Jocuri Olimpice, și în semifinală s-a întâmplat ceva la piciorul său și mușchiul, probabil s-a rupt sau i s-a întins mușchiul. A căzut jos, deși era oarecum cel favorit la câștigarea cursei, la semifinale și apoi, bineînțeles, să primească și medalia de aur. Omul acesta a căzut jos, a strigat în durere și în fața 60.000 de fani, omul acesta a început să țipe de durere. Și oarecum în mintea lui a fost gândul acesta, ce să fac? Premiul nu mai câștig. Piciorul meu cum e? Ce să fac? Oamenii în tribune au început să strige, bineînțeles, cei care erau împotriva țării lui. Renunță, renunță, renunță. Dar a fost cineva acolo prezent. A fost tatălui, care din tribune a ieșit oarecum și a intrat în acea pistă de alergare. L-a luat pe copilul său și a zis, fiule, astăzi nu e momentul să renunți. Eu voi merge cu tine până la capăt. Și omul acesta, Derek Redmond, împreună cu tatăl său, a reușit să treacă linia de sosire cu piciorul sau cu mușchiul rupt. Și oamenii au început să-l aplaude. Oamenii toți s-au ridicat în picioare și au început să aclame tot ce s-a întâmplat acolo. Și au învățat o lecție, că e important să ai pe cineva atunci când ți este greu. Și bineînțeles, după aceste momente, s-a televizat foarte mult și milioane de oameni au văzut acel moment și foarte multe spoturi publicitare au făcut referire la aceste lucruri. Dragii mei, și noi azi ne aflăm într-o cursă, într-un maraton, într-o alergare a vieții de credință. Au fost momente când am alergat și ne-a fost bine. Am fost antrenați, am fost răniți, am fost mâncați, am fost plini de putere și plini de tărie, pentru că Domnul ne-a întărit, bineînțeles. Au fost momente când oamenii, poate de pe margine, ne-au oferit succes, propășire în ceea ce facem.
Dar fost probabil și momente când am cedat, am căzut, ne-am lovit, ne-am accidentat. Au fost probabil momente când diavolul, lumea aceasta, chiar în noi spuneau aceste lucruri, cedează, renunță, nu mai fă asta. Dar a fost cineva prezent acolo, Tatăl Ceresc, care mi-a dat harul, să dea harul mie, familiei mele, familiei tale, să ne ridice în picioare și să împreună cu El să mai facem un pas și încă unul. Și avem nădejde, avem convingere, avem această încredințare că El ne va ajuta până la capăt să ducem această mântuire cu frică și cu temur. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte. De aceea vreau să ne ridicăm toți în picioare, să facem o rugăciune. Și înainte de această rugăciune vreau să citesc două versete din Filipeni, capitolul 2, cu versetul 8 și versetul 9. Sunt cuvintele care Apostolul Pavel, într-un mod poetic, într-un mod elogios, le adresează Domnul Iisus Hristos astfel. Filipeni 2, cu versetul 8. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și oricine și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul, binecuvântat să fie numele Său cel Sfânt. De aceea, dragii mei, mă apropii de încheiere și vreau să facem o rugăciune. Domnul Iisus Hristos, afrând pâinea până la capăt, nu a negociat-o cu nimeni, nici cu sine, nici cu Petru, nici cu cenici, nici cu mama sa, nici cu oricine a fost în jurul său, nici cu diavolul, nici cu cei care au spus, nu mai fă asta, oprește-te, ești un impostor, ești un om care caută tulburi. Domnul Hristos a ales lucrul acesta, pentru că departe au văzut pe un David, pe un Robert, au văzut familia noastră, au văzut familia dumneavoastră și îți merită. Merită să frâng pâinea, să mâncă această mâncare, că este planul și voia Dumnezeu, și să împlinesc tot ce Dumnezeu a rânduit să împlinesc, pentru că este o sămânță de urmași care are nevoie de mine, are nevoie să fie dat de păcatele, are nevoie să fie liberat, are nevoie să fie dată la o parte orice stare de depresie, de anxietate, orice stare de insomnie, orice frică, orice alt aspect, orice boală. Ei au nevoie de mine, au nevoie de prezența mea, spune Hristos. Și mulțumim Domnului că El ne s-a descoperit fiecăruia. De aceea avem această rugăciune să-i mulțumim în primul rând Domnului că El a frânt pâinea până la capăt, că mi-a dat mie și ție posibilitatea ca astăzi să stăm la această masă sfântă și să ne amintim tot ce a făcut El pentru noi și să nu uităm promisiunile sale că El a murit și a înviat ca noi să avem iertate toate păcatele noastre. El a înviat ca noi să avem o viață și o viață din belșug. Și El stea să le dea Tatălui ca noi să avem parte de promisiunea Duhului Sfânt, care, Sfânt Hristos, voi pleca, dar nu voi lăsa singur orfani, și voi trimite pe Duhul Sfânt care va fi cu voi și în voi. Și mulțumim Domnului pentru Duhul Sfânt care este în noi, dar vrem mai mult, dorim mai mult noi și familia noastră, mai mult din Duhul Său, dorim mai mult să ne apropiem de Domn, dorim mai mult să avem parte de binecuvântarea prezenței sale, dorim mai mult și mai mult și mai mult din El, pentru că știm un singur lucru: despărțiți de El, nu putem să facem nimic. Amin. Ne rugăm Domnului.